zarutul tău de frunze ruginii și-n răsăritul roșu precum macii. Era cea mai frumoasă între femei, pe fruntea ei se veștejau copacii, iar frunzele cădeau în părul ei. Și tu să-mi dai noroc, eu să-ți dau lumină, lumină vatră, fără foc. De știi tu ce e în sufletul meu, ai sta doar lângă mine mereu. Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii! Vă spune Bogdan Curta, cantautor, orchestrator și membru în Centrul de Cercetare Muzicală Pompidou din Paris. Aceasta este prima prezentare a unui echipament audio pe care eu o realizez, prezentare posibilă cu ajutorul magazinului Play din Cluj-Napoca. Voi vorbi astăzi despre audio-tehnica, microfonul audio-tehnica AT2035. Este vorba despre un microfon condenser extrem de fiabil, cu un raport preț-calitate care este doar în avantajul dumneavoastră, și vă mărturisesc că după ce l-am testat, m-am gândit foarte serios și m-am hotărât să mi-l cumpăr și eu. La sfârșitul acestei prezentări vom avea și un test. Fiind prima prezentare pe care o realizez, aș vrea să vă spun că nu există microfonul ideal pentru toată lumea. Microfonul este precum haina, depinde de fiecare om, de fiecare timbru vocal, el se potrivește precum o mănușă. Există microfoane foarte scumpe care pur și simplu pentru unele voci nu potrivesc, iar de asemenea există microfoane mai puțin pretențioase ca preț, care sună de minune pe anumite voci. Acesta însă este un microfon aparte din punctul meu de vedere, datorită faptului că are un răspuns extrem de liniar și poate capta sunete, timbre vocale, instrumente de o varietate incredibilă. Poate fi folosit cu succes și este proiectat pentru a fi folosit în studio. Microfonul vine cu un atenuator de 10 decibeli, foarte eficient. Aproape toate microfoanele au acest atenuator, dar în cazul acesta chiar se poate cânta live cu acest microfon. Majoritatea microfoanelor dotate cu un astfel de atenuator nu fac față unei situații live. Ei bine, eu am încercat audio-tehnica, am încercat chiar acest model și se comportă foarte bine. Nu am probleme cu microfonia, nu probleme mai mari decât un microfon dinamic și, bineînțeles, ai beneficiul unui și avantajul unui microfon condenser. Are și un cut filter, pentru cei care nu cunosc termenul acesta, atenuează frecvențele joase pentru a nu fi captate tot felul de zgomote nedorite, în special în orașe, mașini sau vibrații specifice clădirilor. Eficient acest cut filter, eu prefer să imprim fără cut filter pentru că vocea este mai întreagă, mai plină. Microfonul are o dinamică excepțională pentru prețul său, comparabilă cu dinamica microfonelor mult mai scumpe, mă refer la Neumann TLM 103, care ajunge la 1000 de euro, ceea ce nu este cazul cu acest model de la Audio-Technica. Din câte am văzut eu și din câte pot să observ, membrana este aurită,
ceea ce oferă sunetului un caracter mult mai curat și o durabilitate mult mai mare microfonului. Microfonul este extrem de bine construit, nu lasă deloc de dorit și nici loc de mai bine audiotehnic atunci când este vorba despre finisaje. Aici avem Mufa Canon sau XLR, cum se spune acum. Eu îi spun Mufa Canon, cu pini auriți. Are cam tot ceea ce îi trebuie. L-am încercat, se comportă bine pe frecvențe medii, pe frecvențe înalte și onorabil pe frecvențe joase. Microfonul vine însoțit și de un shock mount pentru atenuarea vibrațiilor, de asemenea. Am auzit o fel de discuții shock mount metalic, shock mount din plastic. Ei bine, din plastic, în cazul acesta shock mount-ul este din plastic, dar își face treaba foarte, foarte bine. Avem desigur și o borsetă, un adaptor pentru shock mount. Borseta este anti-shock pentru a proteja microfonul atunci când îl transportați. Aici avem un ghid de utilizare în condiții de siguranță a microfonului. Da. Iar aici desigur cartea tehnică, un pliant de fapt în care este prezentată și dinamica și frecvența de răspuns. Patternul acestui microfon este un pattern cardioid. Asta înseamnă că el va capta sunete din față. Este ideal pentru voci, instrumente de suflat, dar poate capta în mod onorabil și chitări. Ceea ce mi-a plăcut la acest microfon este dinamica. În general, microfoanele cu un preț mai redus nu au dinamică. Nu este cazul acestui microfon. Îl recomand pentru cei care cântă balade, pentru vocile sensibile cu vibrato, pentru vocile pline, dar care nu, pentru soliștii care nu doresc să strige, să țipe într-un microfon. Este microfonul ideal pentru că captează foarte bine detaliile. Poate fi folosit foarte bine în muzica folk, în blues, în jazz, dar și în genuri mai moderne, ca și pop. Să auzim așadar testul de sunet. La zidirea soarelui se știe, cerul a trudit o veșnicie. Noi muncind întocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu Domnul Eminescu. Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră, Eminescu. Eminescu. Acest microfon poate fi folosit, sincer, atât de către amatori, de către începători, cât și de către marele studiouri. Nu spun că nu există microfoane mult mai bune ca acest Audio-Technica, dar referindu-mă la raportul preț-calitate, eu sunt sigur că stă foarte, foarte, foarte bine în clasa lui de preț și își merită până și ultimul bănuț. Acest microfon poate fi folosit într-un studio ultra-profesional ca și microfon secundar, așa că mie personal mi-a făcut o impresie foarte, foarte bună acest microfon, pe care cât de curând îl voi avea și eu în micul meu studio. Nu uitați, dragii mei, că puteți cumpăra acest microfon la magazinul Play din Cluj-Napoca, îl puteți comanda și pe internet. Magazinul Play, care ni l-a oferit înspre testare și care își propune să ofere cele mai mici prețuri din România. Nu uitați, Play, cele mai bune prețuri. Îmi puteți asculta muzica scriind simplu Bogdan Curta
pe internet. Puteți să-mi scrieți pe adresa de Messenger muzica@bogdancurta.yahoo.com și nu uitați, eu vă ofer mai mult decât folk.